Localnicii din Ruginoasa, județul Iași, au vrut neapărat să organizeze celebra bătaie cu bâte din ultima zi anului. Conform tradiției, locuitorii din deal și cei din vale se înfruntă pentru a alunga duhurile rele, dar și pentru a avea supremația în noul an. Tineri costumați organizați în două cete s-au întâlnit în centrul satului. Alături de ei, ceilalți localnici au venit să vadă cine va învinge. Dincolo de riscurile pe care le implică un astfel de obicei, pentru că au fost ani în care cei care au participat la bătaie au ajuns cu răni grave la spital, reglementările în vigoare spun că nu sunt permise grupuri mai mari de 6 persoane. De asemenea, adunările publice sunt interzise. Polițiștii și jandarmii au trimis acasă pe combatanți și pe spectatori.